exploration of space. Salut, prieteni! Am să vă prezint acest kit al unui tank britanic, Cromwell MK4, un tank produs în cel de-al doilea război mondial, prezent atât pe teatrele de război din Africa de Nord și prezent și în Europa. De fapt, versiunea de camuflaj pe care, singura versiune de fapt pe care ne-o furnizează Airfix, este versiunea prezentă în Europa între 44 și 45. Este un kit la o scară mică, 1x76, o scară care se pretează pentru diorame. Setul conține, după cum vedeți, vopselele, conține adezivul și conține și o pensulă pentru executat vopseaua, dar pensula e cam micuță și probabil că va trebui să folosiți o pensulă puțin mai mare, aceasta fiind bună pentru detalii. Cât despre vopsele, nu știu dacă merg aplicate doar cu pensula sau merg și cu aerograf. Eu personal lucrez cu aerograf și cu aceste vopsele nu am lucrat niciodată. Să vedem ce conține kitul acesta. Așa, punem cutia deoparte. Avem în primul rând instrucțiunile de ansamblare, care instrucțiuni încep cu un scurt istoric al tankului. Unde a fost el prezent, ce fapte de vitejie a făcut el. Instrucțiunile nu le veți găsi în limba română, le găsiți doar în limbi de circulație. De altfel, nici pe cutie nu veți găsi nimic decât niște instrucțiuni de avertizare asupra faptului că kitul acesta conține părți foarte mici și pot fi înghițite de copii, așa că el este recomandat pentru copii de minimum 8 ani. Aici sunt prezentate simbolurile pe care le veți întâlni de-a lungul ansamblării, simboluri de tăiere, pilire, lipire, presare, etc. Ansamblarea se va face în mai mulți pași, cam în 21 de pași, de etape, destul de amănunțit. Se începe cu carcasa inferioară, prezent aici. Trenul de rulare și se va încheia, bineînțeles, cu ansamblarea turelei și montarea pe tank. Cam asta despre instrucțiuni. Iată, avem aici decalul sau abțipildurile care sunt destul de detaliate. În schimb, ele sunt protejate doar de bucățica asta de hârtie de calc. E bine să căutați să le protejați, să nu se deterioreze. Un fluturaj de adeziune la clubul Airfix.
pe care o puteți trimite prin poștă sau o puteți face online. Așa, acum piesele. Piesele sunt sunt prinse în două grile din plastic, plastic de bună calitate, destul de tărișor. La prima vedere, ele nu conțin bavuri, surplus de metal, de plastic de la turnare, nici adâncituri și sunt foarte detaliate, au o mulțime de detalii, nituri, panouri, capace de acces. Iată și aici roțile, de asemenea, o mulțime de detalii. Un inconvenient pe care îl observ este faptul că piesele mici, cum sunt și aceste roți, cum sunt și astea cheile de împreunare, mitraliere și așa mai departe, sunt prinse cu pinurile acestea care sunt foarte, foarte, foarte mari. Și s-ar putea deteriora. Probabil că va trebui să folosiți un cutter foarte ascuțit, ceva de genul acesta, pentru a le îndepărta. În rest, e foarte bine. Și ca o noutate, iată șenilele. Șenilele care sunt turnate din plastic, gata modelate. De obicei, ele vin dintr-o bandă de cauciuc modelată și care se prinde la cald, sau vin din mai multe linkuri, care se, mai multe zale care se ansamblează și formează șenila. De această dată, o idee care pare destul de bună e șenila gata modelată. La prima vedere, kitul pare ok, merită încercat, chiar dacă este scara așa de mică. El se pretează și pentru începători și pentru avansați. Vi-l recomand, prețul nu este mare și calitatea este foarte bună. În legătură cu vopselele, eu am să folosesc vopsele pentru aerograf de la altă firmă, de la Vallejo, și ce vă recomand și dumneavoastră. Ele conțin într-adevăr vopselele pentru realizarea camuflajului, dar nu au inclus grundul. Grundul care face ca vopseaua să aibă o aderență mai bună la suprafața plasticului. Vă recomand să procurați un grund și să-l aplicați ori cu pensula, că el merge aplicat și cu pensula, merge aplicat și cu aerograful. De asemenea, o pensulă mai mare pentru fond și cea pentru detalii care e inclusă în kit. Cu acestea fiind spuse, vă urez succes la modeling. Numai bine!